Zeci de tineri din Craiova s-au prezentat la sesiunea de recrutare organizată de Wizz Air, unul dintre operatorii care efectuează zboruri de pe aeroportul internațional Craiova și cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală și de Est. Wizz Air va avea 6 sesiuni de recrutare în luna noiembrie în România, ca parte a celei mai mari campanii de angajări din istoria companiei, intitulată I Am Wizz Air Crew. La sesiunea organizată pe 3 noiembrie la Craiova, zeci de tineri au răspuns prezent, fie că aveau experiență sau doar dorința de a-și urma un vis, cu toții erau încrezători în șansa lor. E prima dată când doresc să activez în acest domeniu, nu am prea multă experiență, dar sunt capabil pe mine, deci sunt încrezător. Ce v-ați îndreptat spre acest domeniu? Ce vă atrage? Care sunt aturile, să zicem, acestui sector? Păi, în primul rând, de când am zburat prima dată, m-am îndrăgostit de cer, deci marea de nori este superbă și pur și simplu îmi doresc să fiu acolo, este ca acasă pentru mine. Și cam asta. Plus că e salariul foarte bine plătit și este un mediu în care lucrez în echipă, iar lucrul ăsta îmi place foarte mult. Încă de mic îmi place să zbor, e visul meu din copilărie să devin cabin crew și am foarte mulți prieteni care mi-au povestit despre viața de însoțitor de bord și consider că este minunat. Sunt o persoană foarte comunicativă, ambițioasă, îmi place foarte mult să ajut persoanele din jur și consider că aceste calități m-ar ajuta foarte mult. E un domeniu nou, este tot în customer service cum am lucrat și până acum. E ceva nou, este... Ați mai lucrat în acest sector? În vânzări, da, am lucrat, da. Cei care vor trece cu succes de procesul de selecție se vor alătura echipajului de bord Wizz. Vor primi instruire completă gratuită, uniforme fără costuri și oportunitatea de a lucra în orașul lor natal pentru una dintre cele mai de succes companii aeriene din Europa. Compania Wizz Air efectuează de pe aeroportul internațional Craiova curse regulate pe rutele Craiova-Milano, Roma, Bologna, Veneția, Londra, Barcelona, Madrid, Paris, Köln și Tel Aviv. Este o companie importantă care operează pe aeroportul din Craiova. Credeți că dezvoltarea aeroportului nostru și prezența acestei companii ajută tinerii, ca și dumneavoastră, să-și găsească un job, să aibă practic o viață poate mai bună? Da, ajută, pentru că piața locurilor de muncă în Craiova nu este foarte dezvoltată și ajută, bineînțeles. Industria dezvoltă economia Craiovei și oamenii își permit mai ușor să călătorească în diferite țări fără să bată foarte mult drum. Consider că Wizz Air are o contribuție foarte importantă pentru aeroportul nostru, ținând cont că are foarte multe zboruri. Aeroportul în ultimul an s-a dezvoltat, cum toată lumea știe, și să sperăm că se dezvoltă din ce în ce mai mult. În toată luna noiembrie, în 5 orașe din România, Iași, Craiova, Cluj-Napoca, București și Timișoara vor avea loc sesiuni de recrutare de tip Open Day pentru însoțitor de zbor, ceea ce înseamnă că orice persoană care îndeplinește condițiile cerute de Wizz Air se poate prezenta la interviurile organizate de companie. În România, echipa în continuă creștere a Wizz Air numără în prezent peste 750 de membri de echipaj, iar în 2018 echipa se va extinde la peste 830 de membri care vor opera de la 7 baze din țară.